Luna iulie a fost una plină pentru volebaliștii arădeni ai UVVG Pro Volei Arad. Cadeții arădeni au fost pe podium și în acest an la naționalele de volei pe plajă. Echipa formată din Bolaș Cisar și Eduard Popa a obținut titlul de campioană a României. Cei doi sportivi, componenți ai naționalei României, Cisar, reprezentant al UVVG Pro Volei Arad, și Popa, reprezentant al CSS Constanța, vor participa la Cupa Continentală de la Mersin din Turcia. La naționalele de junior, competiție desfășurată la mijlocul acestei luni, clubul arădean a avut 5 echipe de băieți și una de fete. A fost prima participare la campionatul național de volei pe plajă destinat speranțelor, iar UVVG Pro Volei Arad a fost aproape de a urca pe podium. Cuplul Slavaca Ceaian Ioana Ban a fost la un pas de semifinale, încheiind în final pe locul 5. La băieți, perechile Creța Bucur și Ciubotariu Bulzan au ocupat locurile 5-6. La finele lunii iulie, fetele de la Pro Volei Arad s-au calificat în etapa master a naționalelor pe nisip, ce a avut loc la Mamaia, unde s-a desfășurat al doilea turneu de volei pe plajă din cadrul campionatului național Briza Open 2017. Singura echipă arădeană a fost perechea Amalia Șandru, Diana Telian de la UVVG Pro Volei. Fetele au fost învinse doar în finală de reprezentantele CSM Craiova. Arădencele și-au asigurat calificarea la etapa master a circuitului de turnee, ce contează pentru campionatul național de volei pe plajă pentru senioare, ce va avea loc tot la Mamaia în perioada 21-27 august.